Acum un meci cu puternic impact simbolic, pentru că a fost primul meci în 74, odată cu construcția primului stadion din Ghencea, meci cu FK Belgrad, dar și un alt eveniment plin de simbolism, retragerea tricoului cu numărul 7 pe care l-a purtat Marius Lăcătuș. Un client de-al dumneavoastră, ca să zic așa. Nu, eu cu Marius Lăcătuș am fost în relații foarte bune și să vă spun și de ce. Am avut o discuție odată cu el după meci și a avut el așa o reacție puțin mai ciudată și nu după meci, la pauza unui meci. Și am zis, ia încearcă-mă să vezi dacă am mai zis ceva, să vezi dacă am curaj să te dau afară. Și m-a respectat întotdeauna, n-am avut nicio problemă. Cu mine a fost cu minte, cu minte. O singură dată, atât am fost nevoit să-l dau afară, pentru că nu aveam ce să fac. S-a dus cu piciorul la... Am dat patru jucători afară într-un Steaua Dinamo, s-a dus cu piciorul la capul unui jucător dinamovist. Doamne, bine că a scăpat cu viață când l-am văzut. A sărit prin aer așa de... S-a rupt. Nu faza aceea cu Moraru, că atunci nu s-a lăsat Ba, cu da, Gheorghe, ba, cu aia s-a Moraru rupt. aia, Da, aia cu Moraru, aia da. cu Moraru, nu? Da, pe Pe Dinamo. Dinamo. Pe Dinamo. S-a aruncat cu picioarele amândouă, să rupă. Nu l-a interesat mingea, nu l-a Dar interesat știi ce e nimic. ciudat? Că Dar el, cum? erau foarte buni prieteni. Bine, prietenile, cum spunea domnul Dinu, Dar chiar existau jucător, prieteni. jucător excepțional, așa, jucător de, cu o răutate incredibilă, tehnică foarte bună de lovire a mingii, foarte Viteză bună, bună. Viteză. viteză bună, da, jucător excepțional. Dar asta era Marius. Toată lumea avea, cu mine nu, n-am mai avut cu el nicio problemă, nu venea să zică nimic, nea Ioane, nu, nimic, nimic, cu minte, dar, da, de jucător greu de, cel mai greu de ținut era Bellon, tot mare jucător. De ținut, vorbiți Arbitru, de relația arbitru, arbitru-jucători. da, de ținut în fru, așa ca să, era incredibil, dacă era lovitură liberă pentru adversar și așeza fața mingii, mai dădea un șpițușor la minge, îmi dădea de la tare să... Dar nu te lăsa, să împingea, era... Dar jucător, senzațional, senzațional, în rest, nu... Amintiri din Ghencea aveți să scrieți o carte. Numai din Ghencea. Oh, Păi în Ghencea l-am dat și pe Beloni afară. Beloni care mă tratase la Târgu Mureș cu de otită și am să-i rămân recunoscător toată viața că a venit în fiecare zi la spital la mine după meci. Și dăduse în galben. Și acolo i-am dat, l-am prins jandarul și nu aveam ce să-i dau altceva. Și a cerut scuze, a făcut-o, da. Dar l-a respectat mult de tot. Ghencea, ce Vedem aveau primul, stadioanele scuze, astea? vedem primul antrenament pe care l-au efectuat cei de la CSEA Steaua pe acest stadion. Vă rog. Ce aveau stadioanele astea? Aveau parfumul ăla de spectatori, că erau pline. Nu găseai Ghencea neplin, nu găseai Dinamo neplin, chiar dacă era mai mic, nu găseai Craiova neplin stadionul. Pe unde te duceai, era un fotbal atât de bun la noi, încât de la... Sigur, nu erau nici prea multe activități de făcut în afara sportului, dar... Dacă era un derbiu, dacă nu te duceai de dimineață la stadion, nu te gândeai că pușul să stai pe scaun la ora meciului, dacă nu te duceai de dimineață. Sau ce, jucau table, erau... A fost o perioadă în care stadioanele au fost populate, extraordinar. Nu mi-aduc aminte, nu știu unde se jucau cu stadioanele goale, așa. Eu nu mi-aduc aminte de așa ceva. Peste tot unde te duceai în țară, erau plini, la Galați, dacă duceai, plini, la Bacău, plini, oriunde, la toate Nu echipele erau care... alte mijloace de Poftim? Nu erau alte mijloace de Da, distracție. corect, corect, Petrece corect. timpul, Așa da, am la și sfârșit de spus. săptămână. Am și spus Plus că... că se jucau meciurile într-o singură zi. Și erau și Da, altă... și Adică de tineret aveai... înainte. Dar Da, să în știi că era plus. și altă calitate de fotbaliști. Era, da, erau mult mai buni fotbaliști. Mult mai Da, buni. una peste alta, ce spunea și mai devreme, Ghencea, indiferent cu ce Da, ce echipă ții, contrast, nu? Între un stadion modern, nou și o structură comunistă acestui club. Da? Ce simbolistică, nemaipomenită. Nu s-a schimbat nimic la clubul ăsta. A rămas clubul armatei și unii sunt și Suntem în ce? mândri de treaba asta. Sunt Armata e și mândri de comunistă? treaba asta. Armata e comunistă? Era, a fost un simbol al puterii comuniste, da. Poliția, Da, miliția, cum era atunci, categoric. și armata. Ba da, erau două mijloace de opresiune, de a pune Dar nu poți presiune să pe spui celălalt. armata într-o țară asta că este simbol. Nu poți. Toate țările au armată. Toate, dar erau Arată înființate și aceste mie. cluburi Arată sportive și mie o țară tocmai ca fără... mijloace de
nu știu, ce de țară... fală, de... Doar comuniștii au făcut asta. Auzi, nu, dar ce țară puternică nu are armată? Da, dar nu au cluburi, cluburi sportive. I-aș ridicat tot la file aici. Nu au cluburi sportive, despre asta e vorba. Iar reînființarea secției de fotbal mi se pare că e ca un strigoi comunist ieșit așa din clubă. Dar cu celelalte secții ești de acord, nu? Nu, eu aș fi oprit finanțarea și la Dinamo și la Steaua imediat după Revoluție, dacă era. Sau, hai, nu, la 2 ani, 3 ani, să găsești mijloacele necesare pentru a trece patrimoniul pe care l-au aceste cluburi către privat sau către municipalitate. Da? Stadionele trebuie să aparțină municipalității, bazele sportive trebuie să aparțină municipalității care trebuie să le întrețină. Dar să reînființezi clubul de fotbal, și... dar nu, dar e, Dinamo și s-a trimis mândri. Către privat, nu s-a trimis către privat Dinamo? Ba da, Dinamo, da. Echipa de fotbal, da. În momentul de față, da. Păi și Steaua a fost o bucată de timp. Dar nu contează, acesta este un risc asumat. Acesta este capitalismul, da? Nu ai conducători buni, retrogradezi, intri în faliment, te duci la B, la C, la D, o iei de la capăt. Asta se întâmplă peste tot în lume. Nu i s-a întâmplat doar lui Dinamo sau nu i s-a întâmplat doar Rapidului sau așa mai departe. Dar este să joci cu astfel de echipă, un stadion modern, da, ultramodern și un club ultra învechit care are comandant. Cum când îl cheamă pe George Ogăraru, cum, și câteva zeci cum de îi zice? Domnul Ogăraru și el trebuie să zică ordonați. Că așa se vorbește în structurile militarizate. Posibil, ordonați și să trăiți. Adică nu posibil, e cu bună ziua, faci vă rugăm. Că sunt în spate, l-au pus pe George Ogăraru acolo așa. Câteva zeci de mii de oameni care zeci de mii? Eu nu cred că sunt zeci de mii. Nu cred că sunt zeci de mii. Am văzut la meciul acela cu Rapid, au fost vreo 20-30 de mii. Aia a fost altceva atunci. Era un entuziasm fals. Între timp lumea cred că s-a mai lămurit. Dar oricum, când vor juca acum în Liga a doua, da, pe la Timișoara, pe la Brașov, pe la Iași, da, oamenii de acolo să-și închipe că ei plătesc echipa CSEA Steaua, pentru că sunt plătiți de la bugetul de stat, nu de la bugetul local. Da? Și că banii lor, ai ieșenilor, ai timișorenilor, ai celor din Brașov, ajung la această echipă și plătesc această echipă ca să joace împotriva echipei lor, împotriva echipei lor locale. Mă uită spatele camere că vine să-i dau dreptul la replică lui Cristi, că asta este e cu noi în emisiune. Bugetul de stat, mai auzi pe unii, domne, dar n-avem buget de transferuri, vrem buget de transferuri să întărim echipa. Păi să vândă un tank, un MIG să vândă, nu? Abia aștept să-i văd pe comandanți cum vor veni la inaugurare cu uniformele lor militare, cum se vor mândrie. Armata, suntem că noi, armata. Prin tradiție, stadionul ăla avea militari în spatele porții la peluză, nu mă țin minte. E o porcărie să se întâmple asta în 2021, la inaugurarea unui stadion, să vii și să mai ieși pretenit. Noi nu vom mai pleca niciodată de lângă CSEA. Vor să li se spună clubul sportiv al armatei, un motiv de mândrie pentru ei că aparțin armatei. Armata nu trebuie să facă fotbal. Instituția, Ministerul Apărării Naționale, da, este o instituție de stat care trebuie să protejeze oamenii din țara asta. Uite unde m-a dus Angheluță pe mine, eu care voiam să vorbesc de inaugurarea unui stadion și să salut inaugurarea unui stadion. Foarte bine, inaugurarea stadionului se duceau oameni, dacă se vindeau bilete la podul de la Basarab, da, care leagă podul acela nou, da, o banață, cum îi zice, dacă se vindeau bilete, ții minte câtă lume a fost și s-a dus să vadă podul ăla ca o adevărată, așa și cu stadionul din Ghencea. Vor veni și oameni care nu țin neapărat cu Steaua, vin să vadă stadionul, vin să vadă, e un stadion foarte frumos, e un stadion superb. Fotbal n-ai ce să vezi între echipă de Liga 2 din România și Liga 3 din Serbia, nu ai ce să vezi din punct de vedere al fotbal. Reamintesc că acest eveniment va fi în direct la DigiSport, da, de la ora bine. 17. Da, culmea e că această echipă va sta un an în Liga 2 și nu va face nimic. Nu e frumos? Nu, dar uite că a spus, stârnește interesul unei mase mari de spectatori, da? Stârnește interesul unei televiziuni mari din România, nu? Da. Da. Și nu cred că putem să vorbim în termeni atât de categorici, atâta timp cât sunt și niște oameni care acceptă el situația. Poate, nu? Asta păi acceptă pentru că sunt niște... Au mentalitate comunistă, domnul Crăciunescu. Eu sunt de acord că poți să-ți explici un punct de vedere și îl argumentezi. Florin a zis nimic pe tema stadionului. El vine cu argumente, dar nu poți să generalizezi. Ce să generalizezi? Acesta este adevărul, domnul Crăciunescu. Este un clubul armatei. Pe bune, facem fotbal armată? Trebuie să facă fotbal între unitatea 0-2-4-0 5 cu unitatea 0544. Să vadă care e mai amenințat, bună. Amenințat Ionuț că așa va fi. După o scurtă pauză de publicitate o să-l auzim pe Florin Bratu, zis și mitraliera, are legătură și cu armata. Vorbește și el despre inaugurarea acestui stadion, dar după o scurtă pauză. Ce trezește Florin, vechiul Ghencea și noul Ghencea?
Păi vechiul Ghencea îmi trezea amintiri bune, frumoase. Am jucat multe meciuri acolo împotriva Stelei, dar Stelei lui Gigi Becali. Am jucat împotriva acelei echipe cu patron dânsu. Acum, da, instanțele au spus că toate cele sunt ale Stelei de acum, ale CSA-ului. Dar am cu echipa națională n-ai jucat? Ai jucat și cu echipa națională. Cu echipa națională nu. Jucam pe fostul 23. Fostul 23. Da, am mai jucat și la Ploiești. Uh-huh. Deci tu n-ai prins Ghencea. Da, în Ghencea nu știu dacă am jucat vreun meci. Dar asta spun despre da, în orice caz... Va fi interesant. Eu le urez succes, sincer, pentru că e nevoie de tradiție. E nevoie de tradiție, de echipe mari, echipe competitive, echipe care să reușească să crească nivelul fotbalului românesc. Mi se pare amuzant când zic, domne, nu ne-am grăbit acum să facem demersurile necesare să putem promova în Liga 1. Da, că nu vrem să mai luăm țeapă cum am luat cu Gigi Becali, care a fost un investitor rău și nu știu ce. Acum încerc să vorbesc de inaugurarea stadionului. Da, nu problema. Știi cum arăta stadionul din Ghencea înainte să fie demolat când rămăsese în grija Ministerului Apărării Naționale? Era în paragină. Nu au fost în stare să îngrijească stadionul ăla după ce n-a mai jucat nimeni pe el și așa mai departe. Dincolo de tot, faptul că fostele glorii ale clubului vor fi acolo, va fi și acest moment. Păi sunt nostalgie, eu înțeleg, pentru că au cunoscut structura asta, au activat înainte de 89, când era altă societate, e adevărat, dar au trecut 30 și mai bine de ani, lumea se schimbă, nu putem să rămânem ca acum 30 de ani. Da, să rămânem atât de înapoiați și ca mentalitate. Da, despre asta e vorba. Eu cred că deja jignești și pe mine mă deranjează. De ce? Și eu am trăit în perioada aceea. Așa. Eu am altă viziune, dar asta nu înseamnă că suntem înapoiați. Păi nu zic, cei care încearcă să perpetueze treaba asta, rămân prinși în trecut. În țara asta, tot ce e în trecut, nu mai e nimic bun din trecut. Tot ce e bun este acum. Structura asta nu era. Eu sunt de acord. Poftim? Structura aceasta nu era bună. Da, structura. Mă rog. Da. În perioada ei de glorie, știți dar foarte bine structură? Că racolau jucători cu forța. Avem 30 de ani cu structura nouă. În 30 de ani, cât am luat? Nu suntem în stare și nu sunt oameni competenți. Nu, stai puțin. La ce performanță am ajuns fotbalistică? Pentru că nu sunt oameni competenți care nu au pus mâna pe carte și care au preferat să stea, să jedea cu piciorul în minge și au crezut că e ușor după ce dai cu piciorul în minge să vii să conduci un club de fotbal. Păi uite că avem unul care ne-a dat cu piciorul în minge conduce fotbal. Cum? Cum am fost când avem pe domnul Burleanu care nu a dat cu piciorul în minge? L-a părăs pe Burleanu sau mi se pare? Păi nu, da, da, cu piciorul în minge și conduce. Păi nu că vorbim de competențele oamenilor. Așa, este, discuția oricum este una foarte lungă și oricum am deviat de la inaugurarea stadionului, am ajuns la alte lucruri. M-aș întoarce însă la un campionat european, suntem un plin campionat european și aș vrea să discutăm un pic, nu mai fi supărat, doamne Crăciunescu. Eu nu am de ce să fie supărat. Păi dacă mai ales dacă ziceți că aveți o altă viziune, nu aveți de ce să vă simțiți jignit, că am zis eu ce am zis. Am zis că nu trebuie să rămâi nu, Angheluță, cu mine. Vreau să vă spun ceva. Da. Eu am prins și perioada aceea, am prins și perioada asta, da? Și da. Ca arbitru și ca participant la fotbal, la nivelul la care am fost eu. Da? Deci pot să fac comparații și pot să trag o concluzie. Sigur că dumneata vii cu niște argumente. Spui, dom'le, nu e așa că din bugetul ăsta nu se dă. Dar nu vezi că nimic nu merge. Dumnezeu, nu merge. Și atunci aș vrea să revenim la starea aceea de lucruri. Păi nu știu dacă atâta să, timp... Să facem atâta doar timp din... cât, numai puțin. Da. Atâta timp cât sunt niște instanțe de judecate care s-au pronunțat, cred că ar trebui să suntem obligați să respectăm deciziile. Dar respect, n-am zis nimic referitor la... Suntem obligați să respectăm deciziile. Conform instanții, legii... Dacă instanța de judecată le-a permis... autoritățile care conduc fotbalul le permit să spune, domnule, eu nu vreau, eu că e nu știu cum. Ionuț a expus un punct de vedere, l-am înțeles, l-am notat, dacă sunt adepți ai punctului de vedere. Și sunt categoric, la fel cum citit și eu, sunt oameni care... O idee că e clar, actele nu s-au făcut cum trebuia, pentru că dreptul comercial în România în anii 98 era la pământ, nici nu știau ei ce să facă cu actele. Dar e valabil, aceeași valabilă pentru toate cluburile, despre ce vorbim. Oricum, eu nu înțeleg, Ministerul apare deși face o anchetă internă să vadă cum s-a înstrăinat clubul atunci. O anchetă internă, să-i tragă, nu pot să-i tragă la răspundere pe cei care erau în conducerea clubului atunci, de ce? Că au trese pe unul, sunt general și nu pot fi aduși, că nu a luat nimeni, n-a venit Viorel Păunescu să facă AFC-ul. Zi de Italia cu Spania, că nu mai ajunge la Italia-Spania în ritmul ăsta.